Bonjour și bine v-am găsit în ceea ce urmează să fie ultimul vlog de dinainte de Vlogmas. Luni voi posta vlogul ăsta și după care nu o să ne mai vedem miercuri, că oricum ne vedem joi că începe Vlogmasul, așa că o să iau așa o pauză miercuri și ne vedem direct joi până pe 25. O să vă tot săturați să mă vedeți în fiecare zi. Astăzi vreau să mă machiez un pic, vedeți că mă dau cu SPF. Și v-am zis, nu? Cred că v-am zis în Q&A sau nu mai știu unde. Oricum, cu siguranță v-am zis că SPF-ul ăsta pe care l-am primit de la Igu și care zice ea că e super, super fain, chiar este super fain. Zici că e mai degrabă o cremă hidratantă. Așa că am două SPF-uri acum care îmi plac foarte mult, cel spumă de la Evi și acesta de la APA Plus, cred că ăsta este brandul, l-am primit de la Igu. Trebuie să-mi fac și unghiile, văd eu cum și când, astăzi nu cred că mi le fac oricum. M-am tot gândit, m-am răsucit, m-am învârtit, m-am răzgândit cu bradul, toată noaptea am stat și m-am gândit la asta. Cu bradul meu, ce să fac, cum să-l fac, dacă să fac stai că asta e BB cream și nu-i nevoie să pun pe palmă, dacă să îmi iau ce-mi doresc, chiar dacă nu o să mai am loc să mă mișc în casă, sau să-mi iau un brad slim și atunci fac un compromis, dar după, dacă fac compromisul, ce fac cu bradul slim? Nu neapărat că nu-i pe gustul meu, că e frumos. Am găsit brazi fine slim, chiar am găsit drăguți, doar că mi se pare din poză și din review-urile clienților, mi se pare că arată așa, cam ca o crangă, nu știu. Sunt prea, prea micuți pentru gustul meu. Și mă tot gândesc acum dacă să fac rabat de la treaba asta, adică să nu-mi iau ce-mi doresc și să-mi iau ceea ce e necesar în casa asta sau să-mi iau ce-mi doresc și să nu mai am loc în casă. Nu neapărat că o să mai am loc în casă, dar nu mai am atât de mult loc în casă. Oricum, bradul din anii trecuți o să îl duc mamei mele și o să-l împodobesc acolo. Cam ăsta este planul cu el, adică nu se întâmplă nimic cu el, se refolosește, doar că în altă casă îmi este imposibil să-l pun pe cel de anul trecut, pentru că cel din anii trecuți, de fapt, de când știți voi că fac eu Vlogmas, pentru că, dacă nu mă înșel, are 2,40 m parcă. Mi se pare că era varianta de 2,10 m, 2,40 m și eu am luat 2,40 m, cred. Și de data asta aș fi vrut să-mi iau ceva la 2 metri, undeva pe acolo. Nu știu, m-am tot uitat pe toate site-urile, am găsit niște brazi foarte faini, colecție nouă, pe site-uri care au așa baza într-un fel de sac, ca și cum ar fi un sac din iută. Și mi place mult ideea, mi se par foarte naturale. Am mai găsit iarăși niște brazi faini, îmi plac mie, dar nu știu ce să zic, dacă e o chestie de moment, care sunt un pic golași la bază și au tulpinile așa mai lungi și abia spre vârf se umplu și aceia îmi plac și mă gândesc că aș avea spațiu sub el să mai pun nu știu ce. Dar oricum m-am gândit cumva pe unde aș poziționa bradul și ar fi în felul următor poziționat. Dacă ajung la concluzia că bradul slim îmi satisface nevoile și că este ok, îl voi poziționa aici, pentru că m-am uitat și bradul slim are baza de 46 de centimetri și azi noapte pe la ora 3 eu eram cu metru prin casă și măsuram să văd cât înseamnă baza asta, are loc aici, n-are loc aici și cumva așa să zicem că mi-am făcut o idee, cel puțin grosomodo așa, foarte, foarte pe larg. Cred că ar trebui totuși să, dacă tot dau banii, să dau banii pe ceva ce știu că îmi place și îmi îndeplinește dorințele. Acum, nu știu ce să zic, mă mai gândesc un pic, oricum astăzi vreau să comand bradul, dar mă mai gândesc un pic să văd. Și voi o să vedeți evident în Vlogmas care a rămas și cum îl voi împodobi. Oricum o să fie total diferit față de anii trecuți și din punct de vedere împodobit. Eu ziceam că mai păstrez din decorațiuni. Și le păstrez într-adevăr, voi duce o mare parte dintre ele la mami ca să împodobesc bradul acolo. Voi mai folosi și din cele de anii trecuți, dar destul de puține, cred. Cam asta cu dilema mea cu bradul. Și am zis acum, dacă tot m-am uitat
tot nu am ajuns la o concluzie și tot nu am luat o decizie, hai să mă machiez, poate, poate, ajung și eu să îmi cumpăr un cleanser. Știți oare când am fost, când au fost reducerile de Black Friday la BBT și eu am zis să-mi iau strictul necesar, nu am nevoie de mai mult, mă dă nu-ți lua mai mult. Ei bine, iată că a venit momentul în care s-a terminat cleanserul. Cumva pe lista mea de strict necesar cleanserul nu era, nu înțeleg de ce, că era clar că e pe terminate, că e un produs pe care îl folosesc zilnic și de care am nevoie zilnic, dar am zis să-i lasă că mai am câteva luni din el. Aseară s-a terminat, așa că trebuie să mă duc să-mi iau un cleanser la preț întreg și ar trebui să ajung pentru că în seara asta am nevoie de el. Nu pot să stau fără să mă spăl cu cleanser pe față, e așa o chestie psihică mai mult. Și am tot văzut, mă uitam acum de dimineață la vlogul Iguaniței, am tot văzut că folosește ea niște soluții cu care e nebunie pe TikTok. Mie pe TikTok îmi apar toate prostiile, nu mi-apar oricum chestii de curățat și oricum mă uit rar. Și aș fi vrut să văd dacă găsesc și eu la DM Pink, parcă se numește. Am înțeles că se găsesc în Oșan și la DM și dacă tot ajung la BBT, hai să mă uit puțin. Voi ce faceți? A spus bradul? Aveți brad slim? Ziceți-mi și mie cum e cu brad slim. Spuneți-mi acolo în comentarii că sigur, sigur nu apuc să cumpăr până când văd comentariile, cel puțin dacă o să îmi scrieți luni seara, că sunt așa în dilemă cu bradul anul ăsta. Că știu că nu am loc. Dar se găsește, o să găsesc eu un loc, nu-i problemă. Mut toate lucrurile în dormitor. Ideea e că în dormitor îmi trebuie spațiu doar de dormit, patul să fie liber. Le mut pe toate acolo și găsesc eu loc în sufragerie de el. De cel de la subsol cu siguranță n-aș avea loc. Nicio șansă n-aș avea. Cred că are diametru la bază de 1,10 m, poate 1,15 m, poate chiar 1,20 m, lejer. Și nu știu ce se întâmplă astăzi, că sunt într-o nehotărâre totală. Mă uitam acum mai devreme să-mi pun o comandă la Freshful și ziceam că o să pun o comandă, indiferent, și cred că o să o pun până la urmă. Mă machiez și o pun, că vreau să scap, am uitat în ultima oară când a venit Freshful, am uitat să dau la reciclat pungile lor din hârtie și vreau să pun o comandă. În primul rând că am și nevoie de ceva de mâncare. Am și sărit peste micul dejun. Uite, să nu uit să-mi iau suplimentele măcar după ce termin să mă machiez, că n-am avut ce să mănânc la micul dejun astăzi de dimineață. M-am tot uitat, mi-am băgat în coș, mi-am scos din coș, de asta am nevoie, de asta n-am nevoie, dar ce-mi trebuie înghețată? Și până la urmă tot înghețată cred că o să-mi iau, pentru că la Mega găsesc puține sortimente și înghețata cred că e desertul meu preferat. Dar până la urmă tot fac comanda la Freshful, deși cred că o să ajungă destul de târziu. Mă bătea gândul tot astăzi să merg să mă uit un pic de decorațiuni de Crăciun, dar nu vreau să fac asta înainte să fie 1 decembrie și să înceapă vlogmasul. Nu știu de ce, mi se pare că trădesc vlogmasul dacă știu de dinainte ce este prin magazine, de asta și evit, că aș putea să mă duc în Oșan să-mi cumpăr de mâncare sau, nu știu, oriunde, într-un hipermarket, dar evit să mă duc, pentru că nu vreau să văd toate decorațiunile, vreau să le văd fix atunci când o să merg eu să cumpăr și să studiez așa oferta, să văd ce e dincolo, ce e în altă parte. Of, mi s-a terminat în sfârșit. Știți creionul ăsta de sprâncene? Stați un pic să mă duc să iau un șervețel și vă zic după. Mi s-a terminat și nu zic în sfârșit cu bucurie, dar începe să mi se termine creionul acesta pe care îl folosesc eu pentru sprâncene, pe care l-am de pe Shein, că mă întrebați tot timpul. E foarte fain, desenează fire, desena fire. De fapt, că acum nu prea mai are putere săracul. Și cred că atunci când l-am luat și v-am vorbit, am făcut parcă un vlog separat pentru make-up de pe Shein. Și cred că atunci când l-am luat, vă spuneam că nu cred că o să țină foarte, foarte mult. Cred că o să țină în jur de vreo lună și aia e. De unde? Că a ținut, cred că vlogul respectiv e de vreo 3 luni, poate că. Și mi-am făcut sprâncenele de fiecare dată cu el. De fiecare dată când m-am machiat, că dacă nu mă machiez, nu fac nici sprâncenele. Asta înseamnă, să zicem, o medie de 4 ori pe săptămână. Înseamnă că m-a ținut ceva și aș vrea să mai comand, doar că de data asta o să comand mai multe. Atât că el mai are aici un, vedeți, mai are un capăt cu un creion pe care eu îl folosesc pentru buze.
dar mi-ar plăcea să, nu știu, să fie doar carioca, ca să nu irosesc produsul ăsta, că eu creion pe sprâncene nu prea folosesc, că nu știu să mă fac cu el. Mâine mă duc să mă vopsesc, mă duc la Ana să nu mă prindă și pe mine sărbătorile nevopsită, deși e început de sfârșit de noiembrie, început de decembrie, s-ar putea să fiu tot nevopsită până la sărbători, dar trebuie neapărat să ridic un pic aici în față bretonul cu blond și să-mi ridice și șuvițele astea, deși nu-mi displace. Dar parcă aici ar mai merge o idee ridicat pe sus. Vedem, mâine mă duc și vedem ce zice și Ana. Sunt un pic în dilemă cu bradul, că numai la asta mă gândesc. Și sunt un pic și supărată cu perioada asta liberă de 1 decembrie, pentru că noi n-am apucat să ne luăm, nu ne-am organizat. Eu la organizare sunt praf, vreau de la anul să schimb, de când zic că vreau să schimb, oricum, de la anul vreau să schimb treaba asta, sunt praf la organizare, nu mă uit din timp, întotdeauna mă gândesc, lasă că mai am timp, mai am timp. Și uite că voiam să ajungem și noi la Sibiu măcar, nu mai zic de străinătate sau ceva, deși prețurile pe cazare din străinătate sunt mult mai ok decât cele din România, pentru că m-am uitat. Voiam să ajungem la Sibiu un pic, la Târgul de Crăciun, am tot văzut pe Instagram că a fost toată lumea și am zis că dacă anul trecut am fost în Londra la Harry Potter și la târgurile de Crăciun din Londra, hai măcar acum să mergem, nu știu, la Sibiu, că e cel mai fain din țară. Și ne-am tot uitat așa de cazare. Și nu. Nu. Două nopți. Două nopți de cazare într-un, cred că hotel de 4 stele, ceva de genul ăsta. 3600 de lei, mie mi se pare enorm. Sau poate am pus 3 nopți. Oricum, oricum ar fi, mi se pare enorm. Și asta pentru că nu mai sunt, sunt toate luate. Toată lumea face ceva, cred că, în weekendul ăsta de 1 decembrie. Ei bine, eu s-ar putea să nu fac nimic. Poate ajung doar la mine acasă și atât. Găsim și cazări mai ieftine, nu mă înțelegeți greșit. Doar că dacă tot mergem undeva, mi-ar fi plăcut să și... Nu știu, să ne simțim bine, să avem mic dejun inclus, să arate bine. Dar nu știu ce să zic. Ne-am trezit târziu. Cred că asta e problema. Așa, am pus și un pic de lumină în colțul ochiului și acum fac eyeliner. Și revenind la mini-vacanța asta de 1 decembrie, m-am uitat când am văzut prețurile cazărilor în România, m-am uitat și la... Of, nu cred că e o idee bună să vorbesc. Stați un pic să-mi fac eyeliner-ul și revin cu povestea mea. Gata. Ne-am uitat. Revin. Și în străinătate, la prețurile de avion, care sunt cât de cât decente pentru dus. Pentru întors, în schimb, crimă și pedeapsă la prețuri. Și lasă prețurile ca prețurile. Să zicem că, pe de-o parte, decât să dau 4.000 de lei pentru două nopți în Sibiu, parcă mai bine aș da pentru să zbor, măcar să știu că zbor afară din țară. Dar nu se pupă nici cu programul de întoarcere. Cumva luni Iub ar trebui să fie la lucru deja și atunci zborurile sunt ori luni, ori marți, puține zboruri duminică de întoarcere sau cele care erau sunt sold out oricum, așa că asta este, vedem dacă se concretizează ceva și ajungem pe undeva, o să vedeți și voi în Vlogmas, dacă nu, nu. Stăm și căutăm decorațiuni de brad. Nu e ca și cum e sfârșitul lumii. Dar mă gândeam așa că nu ne organizăm ca lumea niciodată. Eram un pic mâhnită din punctul ăsta de vedere pe mine, că pe cine altcineva să fiu. Gata sunt. Pregătită pentru orice. Mă duc să mă îmbrac și să pun comanda la Freshful și ne auzim imediat după. Dacă tot am sărit peste breakfast, măcar să-mi iau suplimentele. Și acum mă gândeam când am ajuns în zona asta de bucătărie, mă gândeam că oricât chef n-aș avea eu să ies din casă, tot trebuie pentru că pisicile nu mai au plicuri umede și o să mă zăpăcească la noapte, adică o să la noapte, la diseară, la noapte de fapt, că la 5 deja e întuneric. Mă vor zăpăci, îmi vor face creierii praf, mai ales bublet. Nu mă va lăsa să am viață pentru 2 ore. O să uite în ochii mei și o să-mi urle în continuu dacă nu are plic umed. Ieri n-am mai avut plic umed pentru că am uitat și am dat un ciuru, am împărțit așa un ciuru amândurora și pentru că nu a fost suficient că ciurul e mic, mi-au făcut
efectiv se uita așa în ochii mei o oră și eu îi tot ziceam, nu, ți-am dat mâncare, ai mâncat, plic umed, dar ea nu-i. Ea e mai deșteaptă decât cred eu că e. De fapt, asta e problema. Ia un felul următor, omega-3, pe care îl iau de fiecare dată, este acesta de aici. Spune aici să iei două capsule pe zi. Eu, în general, la suplimente iau una, că nu e ca și când, adică bănuiesc că n-am așa 100% nevoie. Iau una să știu eu că am luat, să fiu sigură. Și Vitality Complex, care este un complex de multivitamine, ambele de pe Jim Beam. Am o grămadă oricum de suplimente de pe Jim Beam și le mai schimb. A, și Maca. Și Maca iau. Maca e acolo în spate cu probioticele și cu tot. Ăsta are vitamina C, vitamina E, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, magneziu. Magneziu, vreau să mă uit puțin, 32% din necesarul zilnic recomandat. Asta voiam să văd cât este. Zinc, fier, crom, seleniu, coenzima Q10 și alte câteva chestii de care n-am auzit. Așa că și pe asta o iau, doar că stați un pic să iau omega-3-ul. Omega-3-ul e așa o capsulă faină care alunecă imediat pe gât. În schimb, nu pot să zic același lucru despre astea. Dacă le ții prea mult pe limbă, deja încep să le simți gustul și nu pot să zic că e un gust chiar plăcut. Așa arată. Și ultima este asta cu maca. Teoretic îți dă energie cumva, dar pentru mine, asta cu extractul de maca, știți că eu aveam și pudră de maca, încă o mai am, dar mi-e foarte greu să o integrez în iaurturi, nu-mi place foarte tare gustul. Și atunci am zis că cel mai bine nu iau eu extract de maca într-o pastilă și gata, am înghițit-o și nu-i simt gustul. Și e foarte, foarte bun pentru tot ce înseamnă funcțiile astea feminine. Nu știu, reglează în corp tot ceea ce ține de aparatul reproducător, ca să spun așa. Astea sunt suplimentele pe care eu le iau zilnic. Și am luat aseară și melatonină, că am probleme cu somnul de la o vreme, adorm foarte, foarte târziu, dar să știți că pentru mine melatonina nu face mare lucru. Îmi iau o pastilă, dar bine, de fapt, poate că a făcut că am adormit mai devreme de 5 dimineața, cum adorm de obicei. Am adormit undeva pe la 3. O să mai iau și în seara asta, ca să văd. Dacă adorm pe la 1, vreau să mă obișnuiesc să adorm înapoi la ora 12. Nu știu ce-i cu mine, ce s-a întâmplat de m-am dereglat așa. Înainte să trec mai departe, să vă reamintesc și de codul meu, ANCA5, pe Jim Beam, care vă oferă 5% reducere la brandurile Vana Vita, Strix, Beastping și Jim Beam, inclusiv Jim Beam Clothing sau Jim Beam tot ceea ce ține de suplimente brandul lor. Și acum că v-am adus aminte și de asta, haideți să mă uit eu un pic, mi-am luat cartea mea de asta, care e cea mai faină, din care mi-e toate rețetele, deși să știți că ele nu sunt așa, adică sunt destul de simple și scrise și ilustrate, nu știu, mi se par simpliste așa, dar nu e una care să nu fie ieșit de aici și mi-era poftă, că tot pun comandă la Freshful, mi-era poftă de cum îi zice, nu-i plăcintă, ba da, plăcintă de fapt, pai, de chicken și veggie pai. Vai, ce bună e asta, nu știu dacă mai țineți minte, e cu, asta fac astăzi, da. Nu știu dacă mai țineți minte voi din vlogurile mele, cred că am făcut eu înainte, de mult, acum vreo 2 ani, să zicem că am încercat-o și este superbă, e foarte, foarte bună, vreau să gătesc din nou. Dar o găsiți cu siguranță în vlogurile mai vechi, dacă o să căutați, poate vă pun eu aici pe ecran pe undeva, ca să vedeți vlogul sau vi-l las în descriere și mi-e poftă tare poftă de asta. Și nu e așa de greu de făcut. Îmi trebuie pui, ceapă, cartofi, asta am, făină am, lapte nu am, mazăre am și niște ciuperci și pastry. A luat din acela de foietaj. Și gata, asta e tot. Cobor și eu cu liftul ca să vă arăt outfit-ul zilei, că acum dacă stau la un etaj inferior, am trainingul acesta de la Strix, de la Jim Beam, care e super comod, și paltonul ăsta pentru care am făcut o obsesie și o geantă pufoasă. Și am ajuns. E chilly afară! Și nu e nici măcar o urmă, nici o rază, nici o nimic de soare. Dar numai bine că paltonul ăsta e super, super gros
Nu mă așteptam să fie așa de gros când l-am comandat, dar e și foarte greu. Și trainingul ăsta e comod. Toate lucrurile sunt bune. Să știți că acasă am plasat repede comanda de braz cât m-am fățăit eu, cât m-am gândit. Și când intru pe site, după ce am terminat de vorbit cu voi, adică după ce am terminat să mă machez, intru pe site, sold out. Sold out bradul pe care îl voiam la 210 cm. Ai, am luat unul la 170, cred că e mai potrivit. Și dacă mai apare celălalt în stoc, nu știu, o să văd. Dar oricum sunt un pic așa. Că eu am stat în dubii și m-am gândit, 110 cm s-ar putea să fie prea mare baza. 100, hai să zicem că e ok. Și l-am luat pe cel la 170 de centimetri înălțime cu 100 bază. Și dacă tot am stat eu și mă gândeam, eram așa în dubii, nu, mai bine că decizia a fost mai ușoară, că s-a dat celălalt. Decision made easy. Așa se întâmplă când ești indecis. Hotărăște universul pentru tine. M-am teleportat la BBT și acum mă gândeam, evident că nu pot să rămân doar la ce am nevoie, și mă gândeam acum, hopa, dar voi m-auziți, că nici nu știu cum e la valiera asta, sper să m-auziți. Mă gândeam acum să-mi iau și BB cream-ul ăsta de care mi-a zis Igu, că e în nuanța 13 ar trebui, de la Purito, și văd că aici au avut și testere. De data trecută când am fost, n-au avut testere, când mi l-am luat eu, și acum l-am testat și ăsta cred că e ce trebuie. Haideți că-l iau și pe ăsta și să văd ce anume mai găsesc eu la cleanser. Mă uit la Skintegra, am văzut ceva fain, dar e pentru piele grasă. Mă mai uit un pic pe aici să vedem. Până la urmă mi-am luat doar produsele astea două, am schimbat și cleanserul, l-am luat de la Dr. Hedison. Sunt curioasă să văd cum este. Am ieșit și de la Pet Shop, dar... uite! Nu găseam de... Vreau să merg să caut să văd dacă găsesc ce a zis Igu. Și am luat nubiei ceva, o geacă superbă, trebuie să vă arăt, dar acasă să văd dacă îi vine. Păstrez bonul și cu eticheta, nu-i rup eticheta și pot să o returnez dacă nu-i vine. Hai să vedem unde, dacă găsesc produsele de la Pink, parcă zicea Igu. Și văd acolo ceva roz, s-ar putea să fie. Ia să vedem. Ok, m-am înșelat, era gel de duș pentru bebeluș. Gata, merg către casă. E frig afară, dar ce bine e cu paltonul ăsta. E foarte călduros și e și lung până în pământ. Bine, iar n-ar trebui să vină până în pământ, dar la 1,60 m ai mei, cam orice vine până în pământ. Nu pot zic că mă deranjează treaba asta oricum. Am luat strictul necesar, mai puțin când vine vorba de nubia, că i-am luat o gecuță. Nu era necesară deloc. Dar asta e, am luat-o și sper să-i fie bună, că e faină, e așa din piele întoarsă, cu puf, super pufoasă pe dinăuntru și ei îi place așa să se simtă pufos pe dinăuntru, o să vă arăt acasă. Bubu! Bubu, hai la mama puțin! Vino să vezi ce ți-a luat mami! Hai să vezi! Ia uite! Ia uite pliculețele ude! Umede, de fapt! Haide, Bubu! Vreau să o chem să... Opa, am aprins? Ia uite! Vino! Bravo! Hai să vedem ce e aici la mami. Și uite, asta e gecuța ta. Hai să vedem. Ți-e bună, nu ți-e bună? Să nu pleci, mami, de lângă ea, că vreau doar să o probăm. S-ar putea să-ți fie mică. De fapt, chiar cred că ți-e mică, mama. O probăm și dacă ți-e mică, aia e. Da? Ia să vedem, o pun aici. Ia uite, alt pliculeț! Încă un pliculeț! Bun, ce bun, bun! Hai, Riri, și tu! Vino la mami! Bravo! Ia, stai puțin, mamă! Da, chiar cred că ți-e mică, sincer. O, ți-e mică, nu! Ia să vedem. Încap piciorușile pe aici. Nu! Nu cred! Pune piciorușul în jos! Vreau să văd. Se închide? Stai, iubirea mea. Stai.
Hai să vedem, o opție mică, mami, firar. Trebuie să ducem înapoi gecuța asta. Hai să vedem. E mărimea 20, parcă? Vai, dar nu ne vedem deloc. Dacă nu aprind lumina, se vede că e neaprinsă. Ia uitați, asta este gecuța care este mică în obiei. Nu îi se închide. Dar e foarte faină și inclusiv... Stai, mami. Stai, deci e de la crocii. Ca să știu. Stai să dau jos. Cu toată blănița asta pe interior, e foarte faină. Păcat că este mică. Mami, mă, îți trebuie o mărime mai mare. Hai, scoate lăbuța. Așa. Bravo. Vedeți, este îmblănită aici pe interior toată și eu am crezut că o să-i fie bună, dar nu. M-am gândit eu când am văzut aici, când am băgat așa mâna, că eu așa le probez, o pun pe mână. Asta e metoda mea. Și dacă e, îmi încape mie pe mână și e un pic mai lărguță, s-ar putea să-i fie bună, dar nu. Asta este mică și m-am gândit în momentul în care am văzut că nu, adică e fixă pe mâna mea, nu e un pic mai lărguță. Și avea aici o găurică și puteai să scoți hamul. Eu pentru mers cu ea la veterinar mai mult pe perioada iernii și îmi plăcea că e pufoasă. E foarte faină, păcat că nu-i vine. O să o returnez oricum. Asta este, e din piele întoarsă pe partea asta și aici din fâș. Și pe tot interiorul, bine, aici se prinde cu arici. Și pe tot interiorul are blăniță peste tot și e așa de pufoasă. Dar dacă nu e bună, ce pot să fac? Asta este. Și e mărimea 20, cred. Da, uite, 20. Și am întrebat care e următoarea după 20 și mi-a zis 35, deși cred că mai erau și între, că 35 era destul de mare. Ia, mami, uită-te puțin la mama. Bibi, ia să te văd. Am mai pus odată geaca pe Bibi ca să mă convin că e mică. E mică la burtă, nu îi se închide în două locuri. Ia să te văd, mami, cum mergi. Da, să te dezbrac. Iubita mea, că nu-ți vine ție, că eu mi-aș fi dorit să-ți vină ochișorii ăștia care lăcrimează. De ce nu-ți vine, mama? You hating, mami? Hmm? Zi, fată, you hate, mama? Ce miroși mai ai parfum de la taică tu? Mamă, bagă privirea aia ucigătoare. Ia uite ce friești acum. Wow, ești cu geaca desfăcută. Ia să caut eu online, poate o mai găsesc. E foarte faină geaca asta. Ia, mama, dă-mi puțin. Să văd, aici mă interesează. La burtică nu se închide deloc. Și cred că nici nu poate merge din cauza ei, că e prea strâmtă. Ia, mami, hai. Hai să dăm jos. Hai, zburdă! Zburdă, bubletul meu, acum! Bravo! Dacă tot am chinuit-o pe Bubi, măcar să-i pun mâncare. Și comanda noastră Freshful ajunge, cred că la 10. La 10 noaptea, mama. O să murim de foame până atunci. Cred că ne comandăm ceva. Dar hai să vă dau vouă. Haideți. Oh! Haideți, mama. Poftă bună, puiuțe mici. Între timp a venit și Freshful. Ce vrei să vezi aici? Hai să vedem ce-am luat. Nubia m-a surprins pentru că a ieșit la ușă și era aproape mai că voia să care pungile în casă. Atât de curajoasă a fost și au fost doi băieți care au adus comanda și era super curajoasă Nubi. Deja mă părăsea, mai avea un pic și le sărea în brațe. Am luat înghețată. Mami, uite, de data asta, Nubie îi place foarte mult înghețata, de data asta am luat ceva de care n-am mai auzit. Doar că m-a convins când a spus caramel sărat aici pe ambalaj, m-a convins. Și să nu credeți că înghețata se oprește aici. Nu, greșit. Oh! Nu pot să cred că mi-au dat ceva în plus. Mi-au dat un Häagen-Dazs în plus. Pe asta n-am luat-o eu. Ok. Cred că au văzut că mi-au luat multă înghețată și au zis hai să-i dăm, să-i punem una de la noi. Bounty. Snickers. Mi-am luat și ceva luat pentru foietaj. Ca să fac plăcinta de care vă spuneam. Ce-am luat aici? Lipi, Lipi șocola 0 și niște porumb. Și aici, hai că am doar 3 plase de data asta. Și aici, baza mâncărurilor. Mi-am luat lup de mare eviscerat, dar cred că sunt 3 pești aici. Da, sunt 3 pești. Un pachet de unt, tot pentru plăcinta aceea cu pui. Cremvurștii mei preferați. Sunt disperată după cremvurștii ăștia de la Zimbria. Dacă nu i-ați încercat,
sunt cremvurși copți la jar și sunt foarte, foarte buni. Da, mami, tu vrei să vezi tot. Și uite că ai chemat-o și pe Ri, crede și ea că e de mâncare acum. Am luat și niște piept de pui. Trebuie să le bag pe toate în frigider. Ah, și am descoperit, deși mie nu-mi place brânza, dar am descoperit brânza Gouda, care mi-a plăcut foarte mult data trecută când am făcut chili con carne. Și mi-am luat 3 sortimente, pentru că mi-a plăcut extrem de mult. Cea pe care am avut-o data trecută a fost brânză Gouda asta, bio, simplă. Și de data asta mi-am luat și cu usturoi și cu trufe. Ia uitați-o și pe Ria aici. Și cred că mi-am mai luat una sau nu? A, nu, atât, 3. Niște șorici pentru poftă și niște șuncă de Praga de la Angst, care e mai puțin sărată decât toate șuncile de Praga pe care eu le-am încercat. Gata, asta e tot, le bag în frigider și voi nu mâncați nimic, nu înțeleg ce-i cu voi aici. Nu știu dacă vedeți pe Iri cum miroase în aer. Vedeți cum miroase așa cu boticul? Măi, mami, măi. Dubu, ia zi drept că ți se văd urechiușele aici. Cine a dat camera mea jos? Cine a dat-o jos? Zi, tu ai dat-o jos? Ce-ai căutat pe bucătărie? Și ai dat camera jos. Ce-ai căutat pe cameră cu picioarele toate? Vreau să știu. Ce credeai că găsești? Și ai dat toată camera pe jos, că am găsit-o pe jos. De ce? A venit și comanda de la Freshful, ați văzut. Și astea fiind spuse, deși este târziu, vreau să vă anunț că ne vedem în Vlogmas. Începem joi, 1 decembrie, cu primul episod. Și până atunci, miercuri, nu ne mai vedem, ca să am un pic timp să-mi pun toate lucrurile în ordine. Și abia aștept să ne vedem zi de zi. O să fie o provocare ca în fiecare an. V-am pupat, v-am îmbrățișat și ne revedem data viitoare, joi, cu primul episod de Vlogmas. Pupici! Mulțumesc pentru vizionare! Pa!